Vorbim despre o gamă de produse care sper să ne atingă sufletul, pentru că este conexă cu inima. Și așa cum cu toții știm, atunci când ne îndrăgostim, nu spunem că mi s-a umplut stomacul de iubire, ci spunem că ni s-a umplut inima de iubire. Atunci când spunem că simțim anumite starea de iubire către cineva, nu ducem mâna la cap, ci o ducem la inimă și spunem că de aici simt că te iubesc, nu spunem că de aici simt că te iubesc, sau să punem mâna, eu știu, la coaste. De aceea este o strânsă conexiune între inima noastră fizică, sistemul nostru cardiovascular, și inima noastră, inima sufletului, ca să spun așa, inima spirituală, deloc întâmplătoare. Chiar aceste corelații sunt foarte interesante. O să vorbim la un moment dat un pic și despre ele. Dar astăzi vreau să vă vorbesc despre inima fizică, pentru că ne ocupăm de sănătatea ei. Dar să țineți cont de la început că sănătatea inimii noastre fizice nu este un lucru izolat, pus deoparte, ci este în strânsă legătură cu sănătatea noastră emoțională și sănătatea noastră mentală. Pentru că dacă emoțiile noastre o iau la galop sau o iau pe câmpii, atunci inima noastră fizică începe să sufere. Dacă gândurile noastre și imaginația noastră necontrolată o ia pe câmpii, inima noastră începe să sufere. De aceea este important să ținem cont de această corelație strânsă, chiar foarte strânsă, între structura noastră emoțională și structura noastră mentală, conexă cu inima noastră. Că de multe ori ne gândim la diverse prostii și facem atacuri de panică și simțim că inima ne bate să ne iasă din piept, parcă s-ar rupe, sau ne gândim la nu știu ce lucru care a făcut cineva și începem să ne entuziasmăm, emoționăm, nu în sensul cel mai bun, și inima începe să o ia la galop. Deci asta arată într-un mod foarte clar și ferm că inima noastră fizică este într-o strânsă conexiune cu structura emoțională și mentală. Noi o să vorbim astăzi despre inima noastră fizică și sistemul nostru cardiovascular și o să vă dau doar câteva detalii, repere, ca să spunem așa, cu privire la această parte esențială, nu este o parte importantă, ci este o parte esențială din structura noastră, fără de care noi nu am putea trăi nici câteva minute, și anume sistemul nostru cardiovascular, inima. Atunci când vorbim de sistemul cardiovascular, evident că implică inima în sine, structura ei fizică, vasele de sânge care pleacă de la nivelul inimii și astfel se realizează sistemul cardiovascular, la care se mai adaugă și sistemul limfatic. Unii din autori corelează sistemul cardiovascular cu acest sistem limfatic, pentru că ei spun că e în interdependență și conex unul cu celălalt. Ce înseamnă inima? O să vă explic puțin din punct de vedere anatomomecanic, ca să zic așa, pentru că dacă înțelegem un pic această anatomie în cuvinte cât mai simple legate de inimă, atunci putem să ne dăm seama un pic și despre ea, cam cum funcționează și cum putem să o menținem sănătoasă. Inima, gândiți-vă că aceasta este inima, este ca împărțită în 4 cavități, cu alte cuvinte are 4 camere, da? și, sau gândiți-vă așa, este o casă cu 4 camere în care la exterior are o izolație, nu este din polistiren, este o izolație dintr-o membrană foarte specială care o separă de mediul în restul organismului și, deci există izolația din exterior, există pereții în sine ai inimii, care sunt dintr-o musculatură foarte specială și în interior avem cele 4 camere care și la interior pereții sunt căptușiți de o altă membrană, de o altă structură care o separă separă cele 4 camere între ele. Cu alte cuvinte, așa cum v-am spus, este o casă izolată în exterior, izolată și în interior, făcută din 4 camere. Aceste 4 camere au un circuit foarte bine stabilit și este un circuit, ca să spunem așa, nedecomandat din punct de vedere imobiliar vorbind, în sensul că avem prima ușă sau primele 2 uși prin care intrăm în primele 2 camere. Aici intră un anumit tip de sânge, ca să spunem așa, după care avem 2 uși care atunci când se deschid, ele se deschid separat. Deci mai întâi se deschid aceste uși, intră sângele în primele 2 camere ale inimii, după care se închid ușile respective și se deschid celelalte 2 uși care comunică cu celelalte 2 camere și sângele de aici trece în celelalte 2 camere, se închid ușile respective, după care se deschid cel de-al 3-lea rând de uși și sângele iese din inimă. Cam așa pe scurt aș putea să vă explic cum funcționează inima. Dacă ați văzut vreodată cum trece un vapor prin porțile de fier, de exemplu, sau printr-o agigea, porțile de fier 1 sau 2, exact așa se petrece. Se deschid primele porți, intră apa în sistemul respectiv, intră și vaporul, după care se închid porțile respective și se dau drumul la celelalte și vaporul comunică cu partea cealaltă. Cam așa este și în această complexitate a inimii. Deci se deschid primele, intră sângele oxigenat, ca să spunem așa, cu substanțe, după care se închid cele care au fost deschise inițial, se deschid cel de-al 2-lea și trec în ventricul, deci inițial în primele 2 camere se numesc atrii, după care trec în al 2-lea se numesc ventricul și se închid porțile, ușile din mijloc, se pompează, se strânge, cum ar veni, apare contracția pereților, încep să se strângă pereții respectivi, se creează o presiune în interiorul inimii, în interiorul acestor 2 camere, se deschid cel de-al 3-lea rând, ca să spunem așa, de uși și sângele este pompat în afară. Ușa aceasta, sau cele 2 uși, au rolul cel de-al 3-lea, ca să spunem așa, rând de uși, au rolul să nu permită sângelui să se întoarcă după aceea în camera respectivă, în cele 2 camere, iar cele de aici au rolul să nu se ducă sângele înapoi în vasele din care a venit. Deci, cu alte cuvinte, acesta este un sistem extrem de complex pentru a permite o circulație unidirecțională. Ușile au rolul să deschidă, să permită, după care se închid ca să nu se ducă înapoi, pentru că urmează să se deschidă acestea care trec în cel de-al 2-lea rând de camere, se închid acestea, apare contracția și sângele este împins în afară în vase și el începe să circule în întregul organism. Cu alte cuvinte, în inimă ajunge sângele plin cu substanțe hrănitoare și cu oxigen prin circulația care vine de la nivelul plămânului. Cu alte cuvinte, sângele se duce la nivelul plămânului, se încarcă cu oxigen, sângele vine de la nivelul intestinului cu substanțe hrănitoare, se deschid primele uși, intră în inimă aceste substanțe hrănitoare și cu oxigen, se închid ușile respective, trece în sistemul de pompare, ca să spunem așa, următoarele două camere, curge sângele cu hrană și cu oxigen, se închid ușile respective, după care apare contracția inimii prin care împinge în afară sângele bogat în oxigen și în substanțe nutritive și când s-a terminat de ieșit sângele din aceste două camere, se închid din nou ușile ca sângele respectiv să nu intre înapoi în camerele respective, ci să permită să rămână libere ca să poată să intre sângele în continuare de la celelalte cu substanțe hrănitoare și nutritive din nou și din nou. Deci este un circuit. Vine, se pompează, vine, se pompează. Deci este o parte atrială care se relaxează și permite intrarea substanțelor nutritive și sângele cu substanțe nutritive și cu oxigen, după care se închide acestea, trece sângele în ventricul, unde se va contracta datorită musculaturii de acolo și va împinge în întregul nostru organism substanțe nutritive și hrănitoare. Pe scurt, cam acest lucru, cam aceasta este dinamica inimii, astfel încât toate aceste trei tipuri de uși sunt extrem de importante. În lipsa lor, sângele se poate întoarce înapoi, sângele se întoarce înapoi din vase sau se întoarce din ventricul dacă pe aceste două uși, valvele, care separă ventriculul, partea asta contractilă, de atrii, nu sunt cum trebuie, atunci când se produce contracția ventricului, sângele de aici nu se duce doar în vase, ci se întoarce în atrii, cum ar veni în camerele anterioare și astfel nu se duce suficient de mult sânge mai departe. Și din cauza asta apar diverse boli, pentru că organismul nu primește suficient sânge. Mai mult decât atât, apare un amestec care nu e tocmai bun. Sau dacă aceste uși, ca să spunem așa, cel de-al treilea, nu se închid cum trebuie, atunci sângele este împins și după aia refulează înapoi și atunci cel care, sângele proaspăt, care ar trebui să intre și să umple cel de-al doilea rând de camere, nu mai are unde sau intre mult prea puțin și astfel nu se face o hrănire cum trebuie a întregului organism. De aceea, funcționalitatea întregii structuri, care este foarte complexă, v-am explicat așa, minimorum, ca să spunem așa, modalitatea de funcționare cu adevărat a inimii, pentru că aici mecanismul este mult, mult mai complex, dar pe scurt, cam asta se petrece în inimioara noastră. Inima prezintă, pe lângă izolația externă și internă a pereților, prezintă musculatura care este foarte specială, este o musculatură formată din niște celule care au un ritm și o putere de contractilitate specifică inimii, nu găsim în altă parte în organismul nostru celule similare, deci care au funcționalitatea exact așa cum este inimii, deci este unicat, ca să spunem așa. Mărimea inimii nu este ca mărimea unui pumn, în funcție de, evident, de greutatea fiecăruia. Are cam 250-300 de grame, dar ea muncește din perspectiva funcționalității. Să știți că ea muncește de când se creează, intră în burtică la mămică, deci embrionar, și până plecăm din lumea asta, ea muncește continuu. Dar, așa cum vă spuneam și în alte dăți, această muncă se realizează ritmic, în sensul că există o perioadă de contracție și există o perioadă de relaxare de a primi. Contracție, relaxare, dar ritmul acesta este permanent. Nu există pauză. Să zicem că inima la un moment dat se oprește. Nu există așa. Dacă s-a oprit, am și plecat din această lume. Deci, așa cum vă spuneam, nu este un organ important, ci este un organ vital. Dacă el nu funcționează, chiar și pentru o scurtă perioadă de timp, câteva minute, deja am plecat din, de aici, ne ducem în alte părți. Mușchiul inimii, de fapt, celulele care constituie mușchiul inimii, sunt niște celule foarte speciale care conțin în ele inclusiv structura nervoasă intrinsecă. Cu alte cuvinte, inima are două tipuri de inervații. Are o inervație intrinsecă, adică a propriei inimii, și o inervație extrinsecă, adică inervația, firele prin care este conectată cu creierul care reglează activitatea inimii. Cu alte cuvinte, inima are o inervație prin care ea își determină contracția și relaxarea ei, ea însăși. De aceea este un organ care poate fi transplantat. De ce? Pentru că se taie legăturile cu creierul, ca să spunem așa, mă rog, cu structura complexă nervoasă a ființei, că există inervație simpatică și parasimpatică. Deci, noi putem să tăiem aceste legături, să scoatem și inima rămâne și se contractă singură în continuare. De ce? Pentru că are această inervație proprie intrinsecă. Și este chiar o inervație foarte interesantă, că este o inervație în cascadă, ca să spunem așa, pleacă de la un nod și se transmite după aceea printr-o rețea care cuprinde întreaga inimă și astfel ea se poate contracta și, evident, relaxa continuu doar prin inervația intrinsecă. După care intervine controlul, evident, prin firele care se realizează către sistemul nervos simpatic și parasimpatic, care îi spune ritmicitatea în care se fac acest lucru, corelația cu restul organismului, cât are nevoie el, deci este această contracție, această ritmicitate a inimii, se coordonează în funcție de necesitatea întregului organism. Pentru că atunci când intrăm în faza parasimpatică și noi ne culcăm, de exemplu, și dormim, ritmicitatea contracției este diferită. Când alergăm la maraton, ritmicitatea contracției este diferită. Și această reglare a funcționalității inimii în corelație cu necesitatea organismului se realizează prin aceste fire, inervația extrinsecă, prin care inima primește semnale și se spune acum trebuie să faci mai repede, acum trebuie să faci mai încet, acum trebuie să lungești o anumită perioadă și să o scurtezi pe cealaltă sau invers și așa mai departe. Și tot prin această conexiune care se realizează, ea primește inclusiv informațiile privind influența pe care o au emoțiile asupra inimii noastre fizice, influența pe care o are mintea și gândurile noastre asupra inimii noastre. De aceea vă spuneam că există o corelație foarte, foarte strânsă și interesantă între aceste structuri emoționale și mentale și structura noastră fizică, inima noastră fizică. De altfel, la un institut, Hardcore se numește, un institut care studiază și inima fizică, dar și inima spirituală subtilă, ei au făcut niște studii în care arătau că, de fapt, inima noastră răspunde sau dă un răspuns cu câteva momente, ei au făcut chiar o calculație minim de secunde și chiar secunde, în care inima dă un răspuns la o întrebare sau la o situație care încă nici măcar nu s-a manifestat. E ca și cum noi intenționăm să punem o anumită întrebare și inima dă răspuns înainte ca noi să rostim chiar acea întrebare. Cu alte cuvinte, ea răspunde la intenția pe care noi am generat-o. Este ceva extraordinar, în sensul că inima are capacitatea de a reacționa sau de a acționa dincolo de mintea noastră. De aceea se și spune în popor că inima are rațiuni pe care mintea nu le poate înțelege. Numai pentru că această structură foarte specială, și aici mă refer la inima noastră spirituală, este o structură cu totul și cu totul deosebită. Ea ține de structurile așa numite supramentale, în Ayurveda se numesc Vijnanamaya kosha, și aceste structuri supramentale, care, repet, sunt deasupra minții, sunt cele care, de fapt, ne conferă ceea ce noi de multe ori numim intuiție. Acel lucru care am simțit că trebuie să fac acel lucru și făcându-l am avut surpriza să observ că era un lucru extraordinar, lucru pe care nu am putut să-l justific cu mintea de ce l-am făcut. De ce? Pentru că aceste structuri supramentale, deci deasupra minții, aceste structuri intuitive, de fapt, au capacitatea de a percepe, de a simți într-un mod superior aceste inspirații, care sunt inspirații de multe ori benefice și care, de fapt, ne ajută să mergem pe drumul cel bun atunci când noi dorim și cerem acest ajutor. Această corelație dintre această structură supramentală face ca, de multe ori, inclusiv inima noastră fizică să reacționeze într-o anumită măsură. Și de aceea, de exemplu, sunt în Ayurveda terapii foarte speciale care se adresează inimii și care folosesc exact această componentă supramentală pentru a vindeca, de fapt, anumite probleme chiar la nivelul inimii fizice, plecând de la această structură superioară. Cum vă spuneam, inima are o inervație proprie, dar chiar se cunoaște că are și o inteligență proprie. Cu alte cuvinte, ea se poate conecta la această structură emoțională, mentală și chiar supramentală, astfel încât ea să-și determine funcționalitatea în concordanță cu aceste structuri superioare. Deci, avem mușchiul inimii, avem inervația inimii intrinsecă, deci cea care ține de contractilitatea, de funcționalitatea ei intrinsecă, proprie, fără să depindă de nimic altceva, dar are și o inervație extrinsecă prin care ea, de fapt, își corelează activitatea cu necesitățile întregului organism. Atunci când noi, de exemplu, începem să luăm proporții, în sensul că începem să ne îngrășăm, evident că apar din ce în ce mai multe celule care trebuiesc hrănite, ca să spunem așa, ceea ce face ca să pună această creștere în greutate, va da niște semnale către creier, creierul va da niște semnale către inimă și va spune trebuie să pompezi mai mult sânge pentru că am de hrănit o suprafață mult mai mare. Cu alte cuvinte, inima își intensifică activitatea și, intensificându-și această activitate, crește mușchiul care face treabă mai multă, cum ar veni. Și atunci, evident că apar acele probleme cardiovasculare prin care crește mușchiul inimii. Sau, dacă, de exemplu, inima are o inervație, dar și o vascularizație proprie, adică inclusiv acești mușchi a inimii și întreaga structură a inimii trebuie hrănită și ea cu substanțe hrănitoare, cu oxigen și această inervație a inimii, vasele coronare, sunt cele care, de fapt, hrănesc și asigură funcționalitatea inimii. Există structură limfatică la nivelul inimii. Cu alte cuvinte, inima se hrănește, inima se drenează în sensul că se purifică, pentru că dacă sângele este prea încărcat, sângele care hrănește inima, atunci inima începe să sufere. Dacă ajung substanțe toxice într-o cantitate prea mare la nivelul inimii, atunci inima se intoxică și nu mai poate să funcționeze. De aceea inima are structuri, aceste artere coronare care hrănesc inima, dar există și structuri care detoxifică, cum sunt structurile limfatice la nivelul inimii, care detoxifică inima. Inima se regenerează, pentru că musculatura inimii formată din celulele miocardice, evident că acestea nu trăiesc, alea care ne-am născut sunt până la final, ci în permanență aceste celule miocardice își fac ciclul celular, după care mor, îmbătrânesc, mor și trebuie să fie înlocuite cu altele. Deci există procesul de regenerare la nivelul inimii și evident că inima trebuie apărată, pentru că sunt foarte multe specii de bacterii, virusuri sau ciuperci sau paraziți care au ca și țintă, ca și scop să îmbolnăvească inima și ele să paraziteze și să se hrănească din aceasta. Și atunci există un sistem care apără structura inimii, ca să spunem așa. Deci inima trece inclusiv prin cele 4 procese, se hrănește, se detoxifică, se menține curată, ca să spunem așa, se regenerează și se apără și menține starea de sănătate. În momentul în care aceste vase de sânge care hrănesc inima, fie se îngustează, se sclerozează, ca să spunem așa, fie încep să apară depuneri în interiorul lor, atunci vasele respective, care sunt foarte mici și foarte fine, se înfundă, nu mai funcționează și pe acolo nu mai curge sânge. Cu alte cuvinte, acele zone ale inimii încep să sufere. Suferind acele zone ale inimii, evident că acele porțiuni nu își mai fac treaba și atunci apar probleme cardiovasculare. Mai mult decât atât, dacă, cum vă spuneam, creștem în greutate, inima trebuie să contracte, să depună efort mai mare, crește musculatura inimii și atunci evident că inima se mărește. Când inima se mărește, e ca și cum lărgim camerele, dar de la casă, exemplu care vi l-am dat, dar ușa rămâne cu aceeași dimensiune. Și atunci ce face? Se lărgește camera și rămân spații pe lângă ușă care nu mai pot fi închise. Și astfel apare insuficiența valvulară și sângele poate să treacă în cealaltă cameră sau sângele poate să refuleze înapoi din vasele de sânge și așa mai departe. Și apar alte complicații. De aceea este foarte important să menținem exact activitatea inimii așa cum este, dacă e de adaptat, să se adapteze întreaga structura inimii, astfel încât să se lărgească și camera și ușile respective, și foița care învelește, cu alte cuvinte, izolația care există în interior și în exterior. Pentru că dacă noi lărgim pereții, dar izolația rămâne aceeași, atunci evident că apar spații unde nu mai este izolată, în interior sau în exterior și așa mai departe. Deci patologia este foarte complexă. Dacă, de exemplu, nu se irigă inima cum trebuie, neirigându-se cum trebuie, atunci inervația inimii intrinsecă nu mai este hrănită, nervii respectivi încep să sufere și rezultatul este că nu-și mai fac treaba și atunci inervația inimii se modifică, nu se mai contractă în ritmul care ar trebui, apar tulburări de ritm. Tulburări de ritm care pot apărea inclusiv datorită firelor prin care ea este corelată către centrii de comandă. Și atunci când noi trăim anumite emoții foarte intense, de exemplu, sau gândim anumite lucruri cu o putere foarte mare, se schimbă ritmul inimii și inima începe să se contracte mult mai repede. Facem fibrilație atrială, ventriculară și așa mai departe. Deci, urmăriți numai la nivelul inimii cât de complex este acest organ și eu ceea ce vă povestesc acum sunt așa foarte puțin pe înțelesul noastră, pentru că, de exemplu, camerele, cele 4 camere, sunt despărțite de niște pereți. Uneori apar anumite găuri datorită faptului că inima nu primește substanțele de care are nevoie sau procesul de regenerare nu se realizează așa cum ar trebui și rămân celule îmbătrânite mult mai mult timp, nefuncționale, sau apar anumite bacterii sau virusuri care ce fac? Fac găuri în pereți. Defect septal, așa se numește, că pereții despărțitori se numesc septuri. Septuri interatriale, septuri interventriculare, septuri atrioventriculare, deci cum ar veni pereții dintre toate cele patru camere. Și când apare o gaură într-unul din pereți, sângele dintr-o cameră se duce în camera cealaltă și e un întreg dezastru acolo, mai ales dacă apare între atrii și ventricule. Când se pompează, se refulează sângele sau se duce într-o altă cameră și nu se mai duce spre vasele de sânge. De-aia vă spun că inima este extrem de complexă și asta v-am povestit doar din perspectiva inimii. Dar sistemul cardiovascular implică și artere, implică și vene. Deci, cu alte cuvinte, implică vasele de sânge care pleacă de la inimă cu substanțele hrănitoare și oxigen și cu vasele de sânge care se întorc către inimă cu substanțele care nu mai sunt hrănitoare și care trec inclusiv pe la plămâni și așa mai departe. Deci, sistemul cardiovascular este constituit de către inimă, organul principal, și vasele de sânge, artere, vene. Vasul de sânge. Nu vă gândiți că este ca o țeavă de PVC. Vasul de sânge este o structură elastică care conține peretele vasului de sânge, conține anumite celule speciale care au această capacitate de, au mai multe funcții. Una, se permite vasului de sânge să se dilate atunci când crește volumul de sânge, să se contracte atunci când scade volumul de sânge ca să se împingă în zonele respective, să are niște senzori, ca să spunem așa, care transmit în permanență informații de la nivelul vasului de sânge către calculatorul central și care îi spune, vezi că avem prea puțin flux, este prea puțin sânge în vasul respectiv sau vezi că avem prea puțin oxigen în vasul respectiv de sânge sau vezi că avem prea puține substanțe nutritive în vasul respectiv sau trimite semnale prin care spune că vezi că mi s-a depus mizerie pe peretele meu și vasul meu este, mai bine, diametrul meu devine din ce în ce mai mic. Aceasta se duce către creier și creierul când vede că aici nu mai e capacitatea vasului respectiv a scăzut la 50% sau la 70%, creierul ce face? Începe de dinainte de obturația respectivă să crească un nou vas prin care se circule sângele ca el să ajungă mai departe și să hrănească cât se poate tot 100% organul respectiv, așa numitele vase colaterale. Deci există această capacitate a organismului nostru de a crea colaterale. Dacă, de exemplu, curge sângele printr-un anumit vas și el se înfundă și nu-și mai face treaba cum trebuie, atunci organismul începe să dezvolte un nou vas care să treacă pe lângă el și cum ar veni să ocolească și să suplimenteze ceea ce nu face acest vas de sânge, să suplimenteze printr-un alt vas de sânge că organul respectiv are nevoie de aceeași cantitate de mâncare și de oxigen și de substanțe protectoare și de substanțe regenerante. Deci, organismul urmărește să suplinească de fiecare dată astfel încât fiecare organ să primească exact cât are nevoie. Dar, de obicei, noi nu ne dăm seama de aceasta, continuăm să le înfundăm și mai mult, se înfundă aproape de tot, colaterale pot face, pot suplini, dar nu pot lua 100% din funcționalitatea vasului respectiv și atunci evident că dacă vasul se închide din ce în ce mai mult sau se înfundă din ce în ce mai mult, acestea vor suplini la o perioadă de timp, dar după aceea ele sunt depășite pentru că nu pot face treaba 100% așa cum o făcea vasul respectiv inițial. Și atunci evident că organul care urma să fie hrănit și să primească toate substanțele și regenerante și protectoare și detoxifiante, nu mai primește toate acestea așa cum ar trebui și atunci organul începe să sufere. Inclusiv inima. Inima, dacă vasele acelea mici coronare care o hrănesc se înfundă, atunci inima nu mai primește sângele care trebuie, inervația nu se mai face cum trebuie, detoxifierea nu se mai face cum trebuie și la un moment dat, dacă apar 2 sau chiar 3 vase care se înfundă sau apare un anumit spasm și vasul respectiv nu duce, avem infarctul miocardic. Am făcut infarctul respectiv, inima se oprește, nu mai poate să funcționeze și dacă avem zile de sus, trecem peste asta, mă rog, cu consecințele de rigoare. Dacă până aici ne-a fost firul, atunci se oprește și plecăm în alte lumi. De aceea, funcționalitatea inimii nu este importantă, este vitală. Dacă îți permiți la nivelul splinei să funcționeze sau nu, este un organ important, dar nu este vital. Apendicele este important, dar nu este vital. Amigdalele sunt importante, chiar foarte importante, dar nu sunt vitale, putem să le scoatem. Rinichiul este foarte important, dar nu este vital, putem să funcționăm și fără un rinichi, sau fără o jumătate de ficat, sau fără stomac, sau fără intestin subțire sau intestin gros, sau fără un plămân, putem să, sau fără tiroidă. Deci restul organelor, cu excepția creierului evident, pot lipsi din schemă, ca să zicem așa, într-o anumită măsură. Dar cu inima nu. Deci nu este un organ important, este un organ vital. În lipsa lui am plecat de aici. De aceea este atât de important să ne, aș putea spune, conform organului, atât de vital să ne ocupăm de sănătatea inimii, pentru că dacă ea nu este sănătoasă, și mă refer aici la întregul sistem cardiovascular, cum se zice în popor, putem da colțul foarte ușor. Și atunci trebuie să ne aplecăm mult mai atent asupra sănătății și funcționalității inimii, pentru că fără ea nu putem merge mai departe. Fără ea sănătoasă, mă rog. Și sunt, de altfel, statisticile spun că este în baremul bolilor letale, ca să zicem așa, este pe primul loc. Deci bolile care ne trimit de pe această lume pe cealaltă, numărul 1, sunt bolile cardiovasculare. De aceea, mare, mare atenție și dați-i exact importanța de care are nevoie ca să putem să fim sănătoși și să putem să ne bucurăm de viața pe care Bunul Dumnezeu ne-a dăruit-o și să facem astfel încât ea să nu fie un chin, ci să fie o întreagă bucurie. De aceea, ca să spun așa, ocupați-vă cât se poate de mult de starea de sănătate a inimii, pentru că ea este vitală, repet, nu este doar importantă, ci este vitală. Și acum trecem la aceste produse pe care noi le-am creat. Atunci când s-a făcut această compoziție, avem 3 produse. Unul este cardiocubromelaină sub formă de pulbere, avem cardiocubromelaină sub formă de capsule și avem cardio fără bromelaină cu doar 3 ingrediente. Vedeți că există mici diferențe. De exemplu, aici avem talpa gâștei, aici avem păducel. Ambele au, din perspectiva inimii, aceleași funcții. De-aia am pus într-una talpa gâștii și într-una păducel. Ceea ce fac aceste 2 plante este să regleze activitatea inimii. Și chiar denumirea la talpa gâștei este Leonurus cardiaca. Deci, inclusiv denumirea ei arată la ce se folosește. Este o plantă foarte specială. Specială de ce? Pentru că și păducelul la fel. Atunci când o să dați căutare despre aceste două plântuțe, păducel și talpa gâștei, o să vedeți că le veți găsi ca și indicații la hipertensiune și la hipotensiune. Deci, cu alte cuvinte, scade tensiunea și crește tensiunea. Teoretic este un paradox, pentru că ori o scade, ori o crește. Deci că le realizează pe amândouă, și crește și scade. Cu alte cuvinte, dacă tensiunea noastră este mai jos decât limita de care are nevoie organismul, atunci ori ridică acea tensiune. Dacă tensiunea asta este prea mare față de limita de care are nevoie organismul, o aduce la limita de care avem nevoie. Deci, cu alte cuvinte, sunt, de fapt, reglatoare ale tensiunii. Iar această acțiune o realizează prin compoziția ei. Cu alte cuvinte, în interiorul talpei gâștei și a păducelui, sunt niște substanțe care ceea ce fac este să îndeplinească acele condiții de care vă spuneam. De exemplu, dacă avem nevoie de o vazodilatație, atunci talpa gâștii vine și o dilată, cum ar veni, de niște semnale, prin substanțe care conține, de semnale să se dilate vasele respective, să curgă mai mult sânge. Dacă, de exemplu, există o hipertensiune, adică o tensiune prea mare, atunci dilată acele vase ca să scadă presiunea în interior. În același timp, ceea ce face talpa gâștei este să se dea anumite semnale în organism ca substanțele nutritive care nu reușesc să ajungă la nivelul sistemului cardiovascular să ajungă prin ea conține substanțe nutritive pentru sistemul cardiovascular. Deci, cu alte cuvinte, vine și hrănește mușchiul inimii, vine și hrănește peretele vasului de sânge. Ceea ce mai face talpa gâștii este să ajute, prin substanțele care le conține, să ajute sistemul de drenaj de la nivelul inimii, pentru că așa cum vă spuneam, și la nivelul întregului sistem cardiovascular, pentru că așa cum vă spuneam, inclusiv inima trebuie curățată de substanțe, pentru că la ea vin substanțe nutritive, se realizează anumite procese metabolice din care rezultă anumite substanțe reziduale care trebuie scoase, sau mai bine eliminate din sistemul cardiovascular. Plus că, de multe ori, sângele care ajunge la nivelul inimii nu este întotdeauna cel mai curat, fie, de exemplu, este perturbat metabolismul colesterolului și atunci apar la nivelul inimii cantități prea mari de colesterol care, dacă sunt anumite condiții, sau mai zis, organismul este în o anumită fază, acest colesterol tinde să se depună pe pereții vasului de sânge. Și atunci venim cu substanțele din păducel sau din talpa gâștii care ce fac? Curăță de acolo, dau afară. Și să știți că, de exemplu, cicoarea face la fel. Inulina, extractul de cicoare, este un foarte puternic purificator la nivelul sistemului cardiovascular. Curăță vasele de sânge, curăță sângele de substanțe care ar avea tendința să se depună pe vasele de sânge sau pe valvele, ușile dintre camerele respective sau chiar pe pereții inimii. Deci ceea ce fac aceste substanțe, este, printre altele, v-am spus, este să curățe, să mențină curățenia. Curăță pereții inimii, curăță ușile, da? E ca femeia harnică și gospodină, care ce face? Nu doar de Paști și de Crăciun face curat în casă, și aici când mă refer curat în casă înseamnă spălat geamurile, curățat pereții și toate celelalte, ci le face zilnic. Deci, noi administrăm, gândiți-vă că prin aceste camere ale inimii și prin vasele de sânge, circulă sângele permanent. Nu circulă doar de Paști și de Crăciun când facem noi curat, ci circulă permanent. Cu alte cuvinte, noi avem nevoie de un sistem sau de substanțe care să spele geamurile în fiecare zi, să spele ușile în fiecare zi, să spele pereții în fiecare zi, să spele instalația, ca să spunem așa, în fiecare zi. Zilnic, pentru că zilnic trec substanțe pe acolo. Și nu de puține ori noi mâncăm lucruri care nu trebuiesc și acestea au tendința să se ducă și să se depună pe aceste sisteme. Nu de puține ori și nu puțin, din păcate, fumează și aduc substanțe care sunt extrem de toxice pentru sistemul cardiovascular. Acele guduroane, v-am spus, au unele din ele tropism către plămâni, dar multe din ele au, de fapt, tropism către circulația pulmonară, către circulația din întregul organism, către circulația inimii. Și atunci ce fac? Înfundă acele vase, care și așa sunt mici și subțiri, care hrănesc inima, le înfundă și pe acelea, înfundă și celelalte vase și fac acele depuneri. Cu alte cuvinte, e ca și cum începeți să dați cu smoală pe pereții de la dumneavoastră din casă, începeți să dați cu smoală pe geamurile și pe ușile din casă și rezultatul care va fi? Și ce dumneavoastră? Nu vă mai spun că chiar sunt poze pe acele cutii de țigări în care vi se explică foarte clar care sunt efectele fumatului și cu toate acestea, ca și cum în acel moment nu vedeți, pentru câteva clipe, când luați pachetul acela de țigări în mână, se petrece ceva, nu știu exact ce, poate puteți dumneavoastră să-mi explicați, că nu se văd acele imagini. Și deși și scris, mai și scrie dedesubt, nu se văd. Nu știu cum se petrece acest lucru, dar chiar nu se vede. Dacă înainte nu existau pachete și era doar o cămilă cu o cocoașă sau cu două, sau eu știu ce munți Carpați, pe vremea când eram noi tineri, ce țigări erau, mărășești, Carpați și altele, și în care acolo vedeam niște imagini neutre, ca să spunem așa. Acum, culmea, pe pachetele de țigări îți arată în mod explicit ce face ceea ce tu pui în organismul tău în acel moment și scrie dedesubt. Că în cazul în care nu poți să citești imaginea și poate nu este suficient de sugestivă pentru tine, deci și scrie dedesubt. Da? Și era chiar o glumiță. Un tip se duce la magazin și cere un pachet de țigări, îi dă pachetul de țigări, care era fumatul provoacă impotență. Și el vine așa cu o voce blândă, îi spune, nu vă scuzați, nu aveți din acelea cu cancer pulmonar? Nu vrea dintre alea care provoacă impotență. Deci, cam așa este negocierea cu privire la țigări. Ceea ce fac, vă spun, este extrem de destructiv. Fumatul. Extrem de destructiv asupra sistemului cardiovascular. Mai bine beți. Eu le spun de multe ori la pacienți, decât să fumați, mai bine beți. Pentru că efectul pe care îl are alcoolul asupra organismului, care și acela, peste o anumită măsură, este destructiv, este cu mult, mult mai mic decât fumatul. Fumatul este cumplit. De aia se și spune că este iarba necuratului, pentru că ceea ce determină în organism este foarte, foarte puternic, negativ, îmbolnăvitor, ca să spunem așa, dacă există acest cuvânt. În sensul că, așa cum vă spuneam, imaginați-vă că începeți să dați pe pereții camerelor noastre unde locuiți, din casa noastră, cu smoală, pe pereți, pe uși, pe geamuri și vă imaginați cam ce se petrece în casa respectivă după ce v-ați acoperit cu smoală toate acestea. Inclusiv instalațiile din casă, dați-le și pe alea cu smoală, pentru că inclusiv vasele de sânge încep să se încarce cu acele gudroane și ce se petrece? Rigidizează vasul de sânge. Și vă spuneam eu că ceea ce face vasul de sânge este să se dilate atunci când e necesar sau să se contracte atunci când este necesar ca să împingă mai departe, să mențină curățenia respectivă, să trimită semnale către creier și să zică care este situația, care este presiunea, există ca niște senzori de presiune în acel loc, există ca niște senzori de umiditate, de temperatură, de compoziție, trimite, știți că sunt acei senzori care ne măsoară saturația în oxigen a sângelui. Ei, vasele de sânge au acești senzori care arată saturația în oxigen, în substanțe nutritive, în calciu, în zinc, în magneziu, în fier și așa mai departe și culeg aceste informații, acele terminații care duc la calculatorul central și zice, la nivelul vasului femural am saturația în oxigen atât, substanțe atât, trebuie să pun un pic mai mult sau trebuie să pun un pic mai puțin sau trebuie să duc o anumită substanță mai mult în zona respectivă și astfel pompează mai mult sânge sau determină o respirație pulmonară mai amplă ca să aducă mai mult oxigen. Deci, cu alte cuvinte, complexitatea inclusiv a vasului de sânge, a peretelui vasului de sânge este foarte mare, pentru că ea citește și dă feedback-uri cât de mult am nevoie de calciu în zona respectivă sau cât de mult de fier am nevoie în zona respectivă sau cât de mult trebuie să trimit către organul respectiv și așa mai departe. Dacă noi venim și dăm cu smoală pe toți senzorii ăștia și pe vasele de sânge, ei nu mai văd, nu mai pot să citească. Și atunci, evident că ce se petrece acolo, habar n-are centru și e răzmeriță acolo, cum s-ar zice, și evident că apar după aceea boli cardiovasculare, boli la nivelul arterelor sau venelor de la picioare, de la extremități sau de în anumite părți ale organelor. De exemplu, sunt foarte multe boli la nivelul ridicului și se ajunge la dializă. De ce? Pentru că artera respectivă care hrănește rinichiul începe să nu mai funcționeze cum trebuie. Fie se strânge, fie se înfundă, fie se rigidizează, fie rămâne închisă. Și atunci rinichiul respectiv nu mai este hrănit. Și ajungem la dializă datorită acestui vas de sânge, care nu funcționează cum trebuie. Și el de ce nu funcționează de multe ori cum trebuie? Pentru că noi venim și îl dăm cu smoală sau venim și îl încărcăm cu colesterol sau și așa mai departe. Deci e foarte important să păstrăm această sănătate, ca să spunem așa, la nivelul inimii. Pentru că dacă noi nu păstrăm această sănătate, atunci evident că organismul nostru va suferi. Din aceste substanțe care noi le-am pus aici, substanțe naturale, se numără Ginkgo biloba. Ce face Ginkgo biloba? Este un mare ajutor, mă gândeam cum să vă traduc ceea ce face, ajută ca sângele să ajungă până în cea mai îndepărtată extremitate. Pentru că, gândiți-vă, organismul nostru este supus gravitației și atunci sângele are tendința să se ducă în jos. Da? Gravitația îl trage în jos. Organismul trebuie să depună tot efortul de a-l împinge de jos către inimă și de la inimă către creier și către extremități, pentru că toate aceste capilare trebuie hrănite, pentru că ele hrănesc țesuturile care sunt asociate. creierul trebuie hrănit și el, pentru că el este deasupra inimii și atunci inima trebuie să împingă, cum ar veni, gravitația ca să ne hrănească nouă creierul, că noi nu stăm la orizontală tot timpul, ci din contra, noi stăm mult timp la verticală. Și atunci, ceea ce face Ginkgo biloba este să ajute, să împingă sângele, prin substanțele care conține Ginkgo biloba, să împingă sângele către extremități. Deci ajută la o extraordinar de bună circulație, favorizează circulația sângelui în organism. Avem roinița. Roinița face același lucru. Una din funcțiile roiniței este aceea de a favoriza circulația inimii, ca ea să se realizeze cât mai complet. Să știți că, ca o mică paranteză, sunt foarte multe țesuturi în organismul nostru care suferă de neirigare sau de o irigare incompletă. Și din această cauză, întregul organism suferă, pentru că acele țesuturi care nu sunt irigate complet, ele secretă niște substanțe care devin toxice pentru organism. Avem aici deriboza, o altă substanță care este foarte importantă și ceea ce face deriboza este să hrănească împreună cu arginina. Arginina, de altfel, se dă la sportivi. De ce? Pentru că, o să vă spun și despre ea, dar ceea ce face deriboza este să producă ATP-ul, așa se numește, este o substanță care e responsabilă cu energia organismului. Deci, noi avem anumite substanțe în organism care se transformă în energie și dă energie organismului. ATP-ul sau adenozin trifosfat este materializarea acelei energii, ca să spunem așa, pe care organismul o folosește ca să-și desfășoare activitatea. Deci este substanța energetică care susține organismul în toată funcționalitatea lui. Mai mult decât atât, ea este o componentă de bază a acizilor ARN și ADN. Cu alte cuvinte, ajută această secvențialitate de multiplicare, să spunem, în organismul nostru. Cu alte cuvinte, ceea ce face deriboza, sintetizat, ca să nu mai dăm termeni medicali, 1. Ajută regenerarea, mai ușor așa, și 2. Dă energie organismului. Ne dă putere, ne dă energia ca să putem să funcționăm. Și acționează asupra musculaturii cardiace și îi dă, cum ar veni, substanța mușchiului ca să, energia ca el să se contracte și să-și facă activitatea. Același lucru face și arginina. Arginina chiar un pic mai mult acționează la nivelul mușchiului, pentru că ea este o substanță care facilitează, ca să spunem așa, performanța unui mușchi. Deci dacă noi vrem ca un mușchi, ca noi, de exemplu, să obținem o anumită performanță într-un anumit sport, luând arginină, L-arginină, dăm substanța necesară mușchiului ca să ducă activitatea lui la cote de performanță. Ele, arginina și deriboza, asta fac amândouă. Dau substanța necesară mușchiului ca să-și ducă activitatea chiar la nivel de performanță. Și dacă e să ne gândim puțin, mușchiul inimii, comparativ cu mușchiul gambei, de exemplu, sau cu bicepsul, da? Mușchiul inimii se contractă permanent, ca să spunem așa, cât trăim. Bicepsul nostru îl folosim doar când vrem să ridicăm ceva sau să prindem sau să strângem ceva. Care este performanța aceasta a mușchiului bicepsului, care îl contractăm din când în când când vrem să ridicăm anumite greutăți sau să luăm ceva, față de performanța extraordinară a unui mușchi care lucrează tot timpul, 100 de ani cât trăim noi. Deci vă dați seama că acest mușchi al inimii are nevoie de o de un aport de substanțe performante, ca să spunem așa, mult mai mult decât bicepsul care îl folosim din când în când. De aceea, aducând la nivelul inimii astfel de substanțe care conferă energie, conferă substanțe hrănitoare, conferă substanțe care să-l regenereze, că asta avem aici, inclusiv substanțe care să-l regenereze, care să-l detoxifice, să nu-i permită să se încarce și după aceea să nu mai poată să funcționeze pentru că este supraîncărcat, compresat, ca să spunem așa. Și de aceea, el, arginina și deriboza asta fac. Conferă energie și conferă performanță mușchiului inimii. Și nu numai a mușchiului inimii, dar inclusiv a mușchiului vaselor de sânge. Și mai este aici, încă un pic, vă mai spun despre o substanță, alga calcaroasă, care o avem în toate cele trei. De ce am pus alga calcaroasă? Pentru că în acest proces de contractilitate a inimii sunt necesare anumite substanțe care ce fac? Substanțe directe și indirecte. O parte din substanțe se duc la nivelul inimii și determină contractilitatea propriu-zisă, o parte din substanțe se duc la nivelul inimii și determină conductibilitatea semnalului nervos ca să se contracte mușchiului inimii, pentru că să știți că în interiorul inimii există și la nivelul întregii inimii există niște senzori care dau informații despre cât de mare este presiunea în timpul contracției, cât de mare este presiunea sau mică în timpul relaxării, cât de mult s-a contractat ca și volum, cât de mult s-a relaxat. Ei, aceste semnale, aceste informații se transmit după aceea mai departe, dar se transmit prin intermediul unor electroliți, ca să spunem așa, unor substanțe care facilitează acest proces de transmitere neuronală. Ei, inclusiv procesele de contracție și de relaxare au nevoie de niște substanțe catalizatoare care să coordoneze funcționalitatea propriu-zisă a inimii, la care se mai adaugă substanțele care se duc către centrii de comandă și acești centri de comandă au nevoie și ei la rândul lor de niște substanțe care să-și mențină congruența, să-și mențină influența și reglabilitatea asupra sistemului cardiovascular, care, vă spun, nu e doar la nivelul inimii, ci inclusiv la nivelul întregilor vase de sânge din întregul organism. Și gândiți-vă că dacă am luat, de exemplu, toate vasele de sânge arteriale și venoase și le-am pune așa la capăt, unul la altul, capăt de capăt, să știți că are și o lungime extraordinar de mare. Deci, întreaga complexitate a sistemului cardiovascular, lungimea întregilor vase de sânge este foarte mare în organismul nostru. Și gândiți-vă că toate aceste artere și vene sunt hrănite, sunt controlate, da? Sunt regenerate, sunt detoxifiate, ca să spunem așa, sunt curățate și sunt apărate. E, sistemul acesta cardiovascular, care, după cum vedeți, este foarte, foarte complex, are nevoie de substanțe și de catalizatori care să faciliteze și să ducă la îndeplinire toate aceste procese. De aceea am pus alga calcaroasă aici, pentru că, repet, ea este foarte, foarte complexă. Prin cele 70 de elemente pe care le conține, ajută toate aceste 4 procese. Hrănește, pentru că are substanțe care hrănesc mușchiul inimii, care hrănesc peretele vasului de sânge, are substanțe care detoxifică inima, detoxifică, curăță vasele de sânge, are substanțe care ajută procesul de regenerare și stimulează procesul de regenerare de la nivelul sistemului cardiovascular și, evident, avem inclusiv substanțe care ajută procesul de apărare al sistemului cardiovascular. Și mai avem o substanță pe care cordycepsul pe care vedeți aici și de care v-am vorbit de nenumărate ori despre el, cordycepsul, despre această ciupercă, despre ea. Această ciupercă care, pe lângă faptul că este antitumorală, antibacteriană, inclusiv pentru sistemul cardiovascular, antivirală, antiparazitară, antifungică, este și un, cum vă spuneam, apropo de ciuperca tibetană, este cel care, cordycepsul, este cea, conține substanțe care performează mușchiul. Da? Vă spuneam de mai multe ori că în cordycepsul și în alte țări, inclusiv în Orient, se dă sportivilor pentru a reuși să ajungă la anumite performanțe. Cu alte cuvinte, performează organismul. Și aici l-am dat inimii pentru a performa mușchiul inimii, pentru că vă spuneam, comparația dintre performanța pe care o face mușchiul inimii și performanța pe care o face bicepsul sau tricepsul sau mușchiul gambei este incomparabilă. Mușchiul inimii chiar duce o unică performanță în organismul nostru. Cordycepsul vine și ajută enorm de mult la realizarea cu succes a acestei performanțe a mușchiului cardiac și nu numai a mușchiului cardiac, dar inclusiv a tunicii vaselor de sânge. Acestea au fost, pe scurt, trebuie să vă închideți microfoanele. Acestea au fost, pe scurt, puțin despre sistemul cardiovascular. Scuzați, domnule doctor. Numai un pic, așteptați să termin. Da? Deci, atunci când noi ne gândim la cardio, la ce este bun, el este bun la afecțiunile care țin de mușchiul inimii, el este bun la afecțiunile care țin de contractilitatea și ritmul inimii, el este bun la afecțiunile care țin de vasele de sânge, el este bun la afecțiunile care țin de particularitatea sângelui, când este prea încărcat sau este prea viscos sau nu se coagulează cum trebuie și așa mai departe, că sunt inclusiv boli de coagulare. Deci atunci când noi am pus aceste substanțe în produsele cardio, ne-am gândit la toată această complexitate, ca inima să se contracte cum trebuie, să se relaxeze cum trebuie, inima să-și păstreze ușile intacte, ca să spunem așa, valvele respective, să-și păstreze septurile, pereții intacți, să-și păstreze inervația în ritmul în care organismul are nevoie, nu mai repede, nu mai încet, să-și păstreze intacte sau elastice, funcționale, vasele de sânge și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, cardio acoperă întreaga patologie, de-aia am pus mai multe substanțe în aceste produse cardio și n-am pus doar 2-3, tocmai pentru a putea să acoperim. Inclusiv chiar și dacă v-am dat 3 din aceste produse, din aceste substanțe, ele fiind foarte complexe, de exemplu, talpa gâștei sau păducelul, prin complexitatea pe care au, hrănesc, detoxifică, ajută procesul de regenerare și inclusiv ajută în procesul de apărare. Chiar și numai, de exemplu, talpa gâștei sau păducelul. Dacă luăm cordycepsul, este și mai mult. Dar am pus și alga calcaroasă, am pus și toate celelalte, ginkgo biloba și cicoarea și bromelaina, care v-am spus de zeci de ori la ce este bună, tocmai pentru a putea să cuprindem în adresabilitatea acestui produs toată complexitatea patologică, ca să spunem așa, a bolilor de inimă. Acestea au fost prezent, ca să spun câteva detalii despre inimă. Se întreabă dacă fibrilația poate dispare în aproape de 2 ani, luni, aproape de 2 ani jumate cardio. Ea poate dispare dacă, aici este o condiție, dacă rezolvăm și cauzalitatea, pentru că de obicei fibrilația apare dintr-o structură mai superioară, emoțională sau mentală. Și când am avut un anumit eveniment, am reacționat emoțional sau mental foarte intens, această reacție a determinat un program biologic care s-a dus la nivelul inimii și ne determină această fibrilație. Dacă acea emoție cumva a rămas activă, inclusiv la nivel subconștient, foarte puternic, ne putem trezi că se produce fenomenul meșterul Manole, eu așa îl numesc, și anume, noi venim cu medicația care poate să fie suficient de puternică și de bună, dar nu atât de suficient și de bună cât este emoția respectivă. Cu alte cuvinte, noi venim cu medicație eficientă, care are, să zicem, acțiunea de 100 și emoția vine și are acțiunea, pentru că este încă activă, are acțiunea de 105. Și atunci ne trezim ca meșterul Manole. Ce zidim noi în timpul zilei cu medicația, vine emoția și ne dărâmă peste noapte. Cam așa se petrece. Și atunci trebuie suplimentat. Deci trebuie să adăugăm încă ceva și chiar dacă se poate să lucrăm chiar la cauză, astfel încât noi, dacă emoția are 105, noi să aducem 150 ca să fim siguri. Și atunci adăugăm la cardio cupru, de exemplu, organic sau aur coloidal și atunci se ridică capacitatea de a construi zidul respectiv și putem să construim mai mult decât zidește emoția. Dacă ne ducem și rezolvăm și emoția sau șocul emoțional respectiv care a fost la un moment, atunci evident că nu mai dărâm în nimeni zidul și îl construim extraordinar de repede. Dar de multe ori se petrece acest lucru. Sunt pacienți care vin și spun am luat ceai de nu știu care sau tratament de nu știu care pentru o anumită afecțiune o perioadă de timp și nu s-a petrecut nimic. Da, pentru că noi nu am reușit să egalăm cu ceea ce este în background, în spatele acelei boli, de fapt, cauza respectivă. Și atunci noi trebuie să lucrăm pe ambele situații. Pentru că cu cât vom aduce mai mult substanțe naturale în organism care are adresabilitate atât asupra structurii fizice, de exemplu, cum e în cazul nostru asupra inimii, dar prin structura informațională se duce și către cauză, ea va compensa la un moment dat inclusiv cauza. Dar depinde cât de mult este acolo încărcat. Că dacă dumneavoastră ați spus 10 ani de zile acolo și ați tot încărcat emoția respectivă, nu este suficient o lună, 2, 3, 5 și chiar uneori un an de zile să luați medicația respectivă, mai ales dacă o luați într-o anumită măsură nu foarte mare. De aia trebuie suplimentat aici în a administra suficient de mult cât să compenseze și din punct de vedere organic, dar cât să compenseze și din punct de vedere al cauzei și atunci la un moment dat se oprește cauza, se stinge și organul respectiv își revine complet. Pentru prevenție, câte luni trebuie să administrez? Păi prevenția este o chestie pe viață, adică noi ar trebui să ne păzim, ca să spunem așa, de a ne îmbolnăvi, sau mai bine zis, să ne menținem sănătoși toată viața. Dumneavoastră vreți să vă mențineți sănătos o lună sau o jumătate de ani și după aceea, cum o vrea Domnul. Eu vă recomand să vă mențineți și să vă faceți treaba noastră, că Domnul oricum e cum vrea El, dar dumneavoastră vă faceți treaba noastră și dacă faceți prevenție 80 de ani, El, Domnul, vede că dumneavoastră sunteți perseverente și vă doriți să fiți sănătoase și atunci El, în consecință, veți avea acele rezultate sănătoase. De la ce vârstă se poate administra? De când începe alimentația diversificată la copil, deci de la 5-6 luni, puteți să-i dați substanțe din cardio, pentru că Dar evident trebuie să le testați. Vă mai spuneam că la copii trebuie să luați, să desfaceți capsula, să o amestecați cu un pic de apă sau cu un ulei ceva, cu apă cel mai bine, și să-i puneți pe încheietură sau foarte puțin pe, în gurițe și să vedeți, să nu fie alergic la una din substanțele respective. Deci trebuie testat. Și dacă vedeți că nu se creează nicio reacție pe piele, atunci e clar. Puteți să-i dați. Sau puteți să-i dați pe aceea în guriță, vedeți că nici acolo nu are o reacție alergică și atunci puteți să-i dați încă cei 100 de ani pe care va trăi copilul din acel moment încolo. Pentru hipertensiune și un puls mărit, care produs din gama cardio ar fi indicat? Pulberea. E mai indicată pentru aceasta. Dar vă recomand să-l corelați cu aur și să luați pulberea, să luați o gură de aur coloidal și să puneți și lingurița de pulbere, o țineți în gură vreo 5 minute și după aia o înghițiți cu apă sau cu ceiul. Pe lângă cardio, ce produse recomandați pentru menținerea, recuperarea elasticității vasculare? Zeolit, 2 capsule de 3 ori pe zi, aur coloidal, cupru organic, și dacă le țineți, asta e foarte bine. Ce recomandați pentru dizolvarea ateromelor? Uleiul de tămâie, chitosanul. Chitosanul intră inclusiv și la prevenție, puteți să luați la lung. Deci, pentru dizolvare intră așa, zeolit, uleiul de tămâie, chitosanul, cardio, evident, aurul coloidal. Sunt foarte bune pentru asta. Pentru că odată ce există ateroscleroza cerebrală, inclusiv vasul de sânge este modificat, peretele vasului de sânge, și acolo nu e suficient doar să topim ceea ce este în interiorul vasului de sânge și a ateroamelor respective, ci trebuie să refacem și structura vasului de sânge. Aici e cu glicemul. Ok, răspundem și la aceasta. Glicemie 109, după ce o la glicemie crește 139, după 2 dimineața iau pastile de siofor. Trebuie să fie o altă corelație. Niciuna din plantele din glicemo nu crește glicemia, nici dacă vreți nu o puteți crește. Este fie o asociere care se face acolo cu altceva. Trebuie căutat. Deci nu are cum să clasificăm. Trebuie văzut. Dacă eventual vorbim după aceea într-o consultație și vă pun întrebări și întrebându-vă îmi dau seama ce ar putea genera o glicemie mai mare. Glicemo, v-am spus, nici dacă vreți, nu vă poate crește glicemie. Trebuie să fie altceva. Doar dacă la una din plante are o reacție ușor alergică și atunci acea alergie determină o reacție crescută a organismului care se poate repercuta în valoarea glicemiei. Pentru că, de exemplu, atunci când noastră treceți printr-o criză sau printr-o spaimă sau printr-o tensiune emoțională sau printr-un eveniment nedorit, acel eveniment nedorit generează o anumită reacție în organismul nostru, chiar fiziologică, care duce la creșterea glicemiei. Dacă, de exemplu, aveți un accident sau o spaimă și vă luați glicemia, o să vedeți că are valori foarte mari. De aceea, de multe ori, se petrece că pacientul care a avut un accident sau un șoc emoțional și se duce la spital că inima a luat-o la galop sau accidentul, evident, s-a lovit, și ia glicemia, că este o chestie standard, de găsești o glicemie de 200 sau 250 și dacă medicul nu e priceput, poate să-l declare cu diabet și să-l pună pe medicație de diabet, deși el are glicemia mare, nu pentru că e o problemă cu pancreasul, ci pentru că atunci pancreasul reacționează foarte intens și crește glicemia foarte mult. Că după aceea, când omul iese din criza respectivă de spaimă sau iese din criza emoțională, spaima de la accident, glicemia își revine. Și de multe ori am avut pacienți care au venit cu indicație de diabet, când ei, de fapt, nu aveau diabet, ci glicemia mare a fost în urma unor emoții foarte intense. De aceea, de exemplu, atunci când avem o reacție alergică sau o reacție mai intensă la o plantă, poate determina creșterea glicemiei, dar nici într-un caz de glicemul în sine nu crește glicemia, decât dacă aveți acest gen de alergie la una din componente. Varece și umflarea picioarelor. În primul rând, o metodă foarte bună este să stați înainte de culcare cu picioarele pe pereți, cum se zice. Este foarte bună metoda, să știți. Puteți să faceți, de exemplu, băi alternante. Faceți o oală de ceai de coada calului și urzică, de exemplu. Puneți într-un lighean ceai cald, cât se poate de cald, și lângă puneți un lighean cu apă rece. Și puneți picioarele în ceaiul ăla cald să se încălzească bine picioarele, după care puneți în apă rece să se răcească, după aia din nou în ceai cald, și sunt băi alternante. Ce face? Contractă, relaxează, contractă, relaxează musculatura vaselor de sânge și e ca și cum începeți să vă faceți biceps la musculatura vaselor de sânge și ele încep să funcționeze, se stimulează acolo, se stimulează inclusiv circulația, întoarcerea venoasă și dacă faceți asta o perioadă de timp, o să vedeți că își recapătă din sănătatea vaselor de sânge. La care mai puneți după aceea și un unguent de castan, de exemplu, este foarte bun pentru circulația vaselor de sânge, la care luați zeolitul, că e foarte important să modificați calitatea sângelor în acele zone. Luăm cardio, care este foarte bun, luăm aur coloidal, cupru organic, sunt foarte bune pentru aceasta. Cardio împreună cu glicemă, chiar și relax, merg împreună, foarte bine merg. Nu sunt substanțe antagoniste în compoziție. Deci cardio merge cu glicemă, cardio merge cu relaxul, chiar merge foarte bine cu relaxul. Pentru că conferă posibilitatea inimii să realizeze acei timpi, contracție, relaxare, contracție, relaxare, într-un mod perfect fiziologic. Deci e foarte bine. Și mai ales ajută relaxul, să știți că, paradoxal, dar ajută inclusiv circulația cerebrală prin substanțele care le conțin. Dacă mai aveți întrebări, eu cred că este ora, deci când sună că s-a terminat lecția, domn doctor, noi vă mulțumim și apreciem. Vă mulțumim pentru discuție.